Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni și susținători, astăzi ne aflăm în fața unui moment de o importanță vitală pentru viitorul nostru european. Pe data de 9 iunie vor avea loc alegerile europarlamentare, în cadrul cărora se va decide cursul european de dezvoltare pentru întreaga Uniune Europeană și pentru țările care fac parte din această mare familie, dar și pentru cele care candidează pentru a deveni membri cu drepturi depline, printre care se numără și Republica Moldova. După cum cunoașteți, Partidul Social Democrat European din Republica Moldova este partenerul de încredere al Partidului Social Democrat din România. Ambele partide fac parte din marea familie politică a socialiștilor europeni al PES-ului. De-a lungul timpului, atunci când PSD România s-a aflat la guvernare și a deținut funcții importante în instituțiile europene, a manifestat mereu deschidere și solidaritate față de cetățenii Republicii Moldova, indiferent de domeniu, educație, cultură, infrastructură, economie, agricultură, PSD România a fost alături de noi, oferindu-ne sprijin constant. În cele mai dificile perioade și crize, cum ar fi criza economică, criza energetică, pandemia COVID-19, criza umanitară și războiul din Ucraina, PSD România a fost alături de noi în cele mai critice momente. Ei au fost cei mai aprigi susținători ai parcursului european al Republicii Moldova, fiind primii care ne-au oferit ajutor și susținere necondiționată. Acum, acești prieteni de nădejde sunt cei care continuă să ne susțină în drumul nostru spre integrarea în Uniunea Europeană. Ne aflăm în fața unei perioade în care trebuie să facem o alegere responsabilă și corectă. Trebuie să acordăm sprijin partidelor și oamenilor care au demonstrat rezultate și fapte concrete pentru noi. Este esențial să fie continuate proiectele de susținere pentru toți cetățenii Republicii Moldova. De aceea, îndemnăm pe toți moldovenii care dețin cetățenia română să iasă la vot pe 9 iunie și să acorde sprijin forțelor politice PSD-PNL, care participă la aceste alegeri pe listă comună și care vor continua să ne reprezinte și să fie vocea noastră în Parlamentul European, dar și în Comisia Europeană. Să votăm pentru continuitate, pentru sprijin real și pentru un viitor european sigur și prosper. În încheiere, stimați cetățeni, vreau să menționez că România este cel mai mare partener economic al Republicii Moldova, 35% din toate exporturile. Și să ne aducem aminte de cele peste 1000 de grădinițe renovate cu suportul României, cele 2500 de burse oferite anual pentru tinerii noștri, sute de autobuse școlare, ajutor medical de urgență SMURT, proiecte de infrastructură, nemai vorbind de ajutorul imens în parcursul european al Republicii Moldova. Fiecare vot contează, fiecare vot reprezintă o voce pentru securitate și bunăstare, pentru stabilitate și dezvoltare. Fiecare vot este un pas spre un viitor mai bun pentru noi toți. Haideți să fim uniți și să votăm cu încredere pentru cei care au demonstrat că sunt alături de noi în cele mai dificile momente. Să votăm pentru o Moldovă prosperă în Europa, sprijinită de România, prin alianța PSD-PNL. Eu vă mulțumesc și în continuare o să ofer cuvântul domnului secretar general al Partidului Social Democrat European, domnul Iurie Cazacu, care va veni cu unele detalii organizatorice referitor la alegerile din 9 iunie. Vă rog, domnul Dimitru. Thank you.
Bună ziua și Hristos a înviat, stimați concetățeni! În continuare vreau să vă aduc la cunoștință opiniei publice câteva aspecte organizatorice ale desfășurării alegerilor europarlamentare pe teritoriul Republicii Moldova. După cum cunoaștem cu toții, pe data de 9 iunie, în Republica Moldova vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de deputați în Parlamentul European, alegeri care sunt organizate de către statul român. Aproximativ 360 de milioane de alegători din Uniunea Europeană vor fi așteptați la urnele de vot în perioada 6-9 iunie. În Republica Moldova, pentru acest scrutin electoral, statul român va organiza 52 de birouri electorale ale secțiilor de votare, dintre care 16 vor fi organizate în municipiul Chișinău, restul vor fi deschise aceste birouri electorale în majoritatea municipiilor, orașelor din Republica Moldova, dar inclusiv în unele sate și comune. Programul de lucru al birourilor electorale pe teritoriul Republicii Moldova va fi în intervalul orelor 7:00-22:00. Cetățenii români din Republica Moldova, care dețin fie buletin de identitate, fie pașaport românesc, vor fi așteptați în intervalul respectiv la secțiile de votare. În același context, vreau să aduc la cunoștință opiniei publice că, la moment, Partidul Social Democrat European este într-un larg proces de consultări și întrevederi cu echipele noastre teritoriale, în care solicităm colegilor mobilizarea și implicarea în această campanie electorală. Aducem la cunoștință programul electoral al candidaților din partea Alianței PSD-PNL, lista candidaților acestei alianțe și îndemnăm să transmită prietenilor, rudelor, apropiaților, tuturor cunoștințelor care dețin cetățenie română să participe la acest scrutin. În același context, vreau să aduc mulțumiri colegilor președinți de organizații teritoriale, primarilor, social-democrații europeni, consilierilor raionali, consilieri locali și tuturor membrilor care sunt implicați în această campanie electorală și oferă tot suportul partenerilor din Partidul Social-Democrat din România. În continuare, în perioada rămasă până în data de 9 iunie, vom depune eforturi pentru a sensibiliza și a aduce la cunoștință tuturor cetățenilor din Republica Moldova care dețin și cetățenia română să participe la acest exercițiu electoral important, inclusiv pentru viitorul european al Republicii Moldova. Concluzi, la final vreau să reiterez încă o dată îndemnul pentru toți cetățenii din Republica Moldova care dețin acte românești valabile să participe la acest exercițiu electoral și să ofere un vot de încredere alianței PSD-PNL. Doar această alianță poate oferi în continuare suport european pe calea inclusiv Republicii Moldova. Și la final vreau să demonstrez inclusiv prin intermediul mass media, modelul buletinului de vot care îl vor primi cetățenii români de Republica Moldova, respectiv chiar pe pagina a doua se găsește concurentul electoral despre care am vorbit, e vorba de Alianța PSD-PNL cu simbolul 3 trandafiri și săgeata, respectiv îndemnăm toți cetățenii români de Republica Moldova să susțină Alianța PSD-PNL la acest scrutin electoral important, inclusiv pentru Republica Moldova. Vă mulțumim pentru atenție!